Unealta de bază a angajatului CFR este și în 2022 tot târnăcopul. Pe șine mâncate de rugină, cu traverse rupte și șuruburi lipsă, circulă trenuri de o seamă cu noi, cu viteza melcului, că siguranța e mai importantă decât respectarea unui grafic. 80-90% dintre gările și haltele din România arată ca după război, decretează ministrul transporturilor. Să pună un diagnostic știe orice român. Să găsească o soluție însă e o cu totul altă poveste. Cam așa și cu gările CFR, pe care ministrul se gândește acum să le transfere către autoritățile locale, poate au ele bani de investiții. În acest moment, tot ceea ce înseamnă gări, halte, în România, cred că într-o proporție de 80-90% arată ca după război. Jalnic. După război, spune ministrul transporturilor. Un război împotriva infrastructurii. Așa arată o haltă de pe magistrala București-Timișoara. Aici opresc zilnic 10 trenuri. Asta e gara de la Almăș. E și băncuță. Cine vrea să se așeze pe ea poate. Este și aer condiționat. Câțiva kilometri mai departe, o gară tranzitată zilnic de 26 de trenuri cu sute de călători. Sunt puține cuvinte care pot să descrie condițiile din ceea ce se vrea a fi toaleta gării din Coțofeni și mai greu de descris este mirosul de aici, iar drumul până la toaletă este o cursă cu obstacole, unele chiar foarte periculoase. Pe magistrala care leagă capitala de Banat, nu doar gările sunt în paragină și linia ferată pare abandonată. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 6. Asta chiar e desfăcut. Dacă tot am venit... Dacă urci în trenul de Timișoara, știi când pleci, dar niciodată și când ajungi la destinație. Merg de mai puțin de un kilometru de-a lungul liniei de cale ferată ce leagă Timișoara de Lugoș, că am adunat deja o mână de suveniruri și nici nu e de mirare că le-am găsit în condițiile în care mai toate plăcile care susțin traversere au astfel de elemente lipsă. Asta chiar putem pune la loc. Și cum l-am pus? Iată-l, așa a rămas. Este exact șurubul pe care eu l-am filmat în august 2021. Suntem în aprilie 2022. Nu s-a schimbat nimic, decât poate că a fost adusă un pic mai multă piatră concasată ca să acopere traversele rupte. În schimb, plăcile care susțin șina de cale ferată au fost fixate cu cauciuc. Așa s-au făcut reparațiile. Iată. Asta nu merge. Este trist, asta este realitatea pe majoritatea liniilor de cale ferată din țară. Defectele, degradările, deformațiile existente au ajuns în asemenea hală încât peste tot din motive de siguranță a circulației a devenit necesară reducerea vitezei, restricționarea vitezei maxime de circulație. Schimbăm macazul și ajungem pe magistrala spre mare. Ne oprim în gara din orașul Fetești. Trebuie să ai cu adevărat condiție fizică să urci sau să cobori din tren în gara din Fetești, pentru că aici peronul se află la mai bine de un metru de ușa vagonului. Magistrala București-Constanța a fost modernizată, dar autoritățile au reparat doar clădirea gării, nu și peroanele și sistemul de linii. Fetești e un important punct pe harta feroviară a țării, însă CFR a scos la licitație lucrările de aici și de la Ciulnița abia în august anul trecut. Băncile astea sunt așa, cred că, de cel puțin 15 ani. Nu prea au fost schimbări. Cum urcați în tren, că e destul de sus? Asta nu mai întrebați. Păi vă întreb, pentru că... Vin cu soțul și mă urcă soțul. Nu e un grozav, un peron grozav, dar... Nici măcar în capitală nu e nimic grozav. Rugina, degradarea și nepăsarea au devenit parte din peisajul CFR. Cu cât ambiția de a schimba fața căilor ferate române este mai mare, cu atât dezamăgirea călătorilor crește de la un an la altul. În gara București Sud tocmai a fost un control, așa că pereții au fost văruiți. Pe afară-i vopsit gardul, cum ar veni. Și nouătrul Leopardul.
Angajații gării se plâng că nu primesc bani pentru nimic. Noi am luat să spălăm geamurile, să ștergem. Dumneavoastră ați venit acasă cu... Da, sticla. Așa arată o sală de așteptare. În așteptare pare toată infrastructura feroviară, într-o continuă așteptare a modernizării. Cel mai lung tunel feroviar din România, cel dintre Teliu și întorsura Buzăului, e nefolosit de 4 ani. Atunci Viitur a luat podul de peste Târlung și așa, pe una dintre cele mai pitorești rute feroviare din țară, nu mai circulă niciun tren. Așa se auzea trenul la capătul de est al celui mai lung tunel feroviar din România. Acum pe aici nu se mai vede nici farul locomotivei și nici nu se aude șuieratul ei, pentru că din 2018 nu a mai trecut nicio garnitură. Garofina Pancu are 75 de ani și jumătate de viață a lucrat la CFR. Locuiește chiar lângă gara din întorsura Buzăului. Am adunat semnături, am mers și la biserică, am vorbit cu preotul și a vorbit și preotul că adună semnături ca să bage trenul. După 3 ani, șefii CFR Infrastructură s-au lăsat în cele din urmă înduplecați și au început ridicarea unui pod nou în locul celui prăbușit. Construcția de 30 de milioane de lei trebuia să fie gata pe 15 ianuarie anul acesta, dar pilonii podului de-abia se văd ițindu-se din albia râului. Aici m-am născut, aici am crescut, aici m-am căsătorit. Foarte mult aș dori să mai vie trenul.